O priveliște fantastică în satul Chietrosu, raionul Anenii Noi, impresionează trecătorii cu obiecte pline de culoare și personaje cunoscute din desene animate, cum ar fi îndrăgiții eroi pentru copii, Mașa și Ursul. Pe lângă acestea, vedem mulcioare mari de apă, dar și multe alte elemente de decor pentru casa și grădina unui gospodar, toate modelate din ciment, cu munca și străduința a doi soți din această localitate. Anatol și Ala Cucu sunt cu adevărat remarcabili datorită ocupației lor. Știți, este ceva interesant. Pentru mine e o plăcere. Cred că fiecare om ar trebui să aibă un colac așa pentru fântână, deoarece el înfrumusețează ograda și e destul de comod. Soții se îndeletnicesc cu această activitate timp de 7 ani. Pasiunea lor pentru confecționarea colacilor pentru fântâni în cele mai deosebite forme uimesc vizitatorii de la mic la mare. Se fotografiază mulți, vin de psihotare, toți fotografiază. Care trece, uită anumit și ea, asta se interesează, e frumos, bravo vouă că faceți acest lucru. Tare mulți șoferi se opresc pe traseu și cer apă, adică au ceva defect cu motorul la mașină și îmi permit și ei cât au nevoie. Când văd, nu înțeleg deodată, și asta, știu atâta coie, unde vzeale, de unde ați adus? Și le laboresc, e clar lucru că le facem noi. Adică și se întâmplă că vin peste o perioadă și chiar le procură. Lucrurile lor sunt foarte calitative. Chiar și acasă avem câteva confecții de astea. Și știți, de acum dacă avem ceva, un omastici sau chiar 8 martie și vrei să bucuri persoana dată, numai decât venim la ala și luăm o iepuraș, o cocostârcă și cadouri foarte binevenite și bucură ochii. Activitatea destinată fântânilor din Republica Moldova se bucură de succes în toate colțurile țării. Cel mai mult le cumpără primăriile. Procură, fac amenajările teritoriului, foarte multe primării, anumit la școli, eu la tabere pionierești le cumpăr tot statul mai mult, dar și oamenii de rând. De la Ștefan Vodă până la nord, până la sud, toată Moldova. În prezent avem lucrări în toată țara, chiar și în România avem, la o mănăstire mare. Ideea de a realiza construcții artistice a fost inspirată dintr-un proiect asemănător la Cernăuți. Impresionați de cele văzute acolo, oamenii au decis să aducă și la noi în țară acest meșteșug. Mergând pe traseu, erau foarte multe asemenea colaci pentru fântână, de ulcior, formă de lebădă, diverse jucării din beton și foarte mult ne-a plăcut și am hotărât să găsim meșterul care le confecționează acolo, deci la Cernăuți. Am ajuns la el. Soțul a învățat tot lucru care trebuie pentru a confecționa așa tip de ulcior mare. În 3 zile am învățat. Cum să o strângi forma, cum să o desfaci forma, da? Betonul, năsipul, cimentul, e tot așa las. Venind acasă, au pus în aplicare cele învățate. Ușor, ușor au dezvoltat pasiunea lor în localitate. De dată e greu, da? Mâna îți mai dă, mai aplic ceva nou, mai faci modele noi, formele noi. De dată am cumpărat formă de la Ucraina, dar le facem pe loc. Ne-am învățat. Foarte greu a fost de adus, deci, forma asta acasă, de a o trece peste hotarele Republicii Moldova și transportarea ei aici la noi acasă. Am adus-o chiar din Cernăuți, dintr-un sătuc mai departe de Cernăuță. Am început să construim încăpierea, unde să facem toate aceste lucrări de turnare, vopsire, adică tot ce ține de anumit de colaci și de tot mehanismul pentru el. Se ajută reciproc unul pe celălalt. Dacă Anatol se ocupă de partea cea mai grea a lucrului, soția are grijă de imaginea obiectului. Alege culorile și transformă lucrarea într-o operă de artă. Cel mai greu lucru îl fac eu. Disfăcutul, strânsul și tot așa. Turnatul, aici este cel mai greu lucru. Și pot cu și el ajut.
dă-mi un instrument, dă-mi acolo ceva, dă-mi un ciocan, dă-mi un căldare cu ciment sau cu asta. Eu mai mult mă ocup cu decorul, cu vopsitul. Utilizarea cimentului în construirea diverselor corpuri implică forță și îndemânare. Atât Anatol cât și Ala se descurcă de minune la acest capitol. Nu se plâng de oboseală, dimpotrivă dau dovadă de curaj și maestrie. E greu, fizic e greu. Și procesul de lucru, și fizic e greu și mult timp durează. E, procedura e lungă. Cam cât durează confecționarea unui ulcior? La 2 săptămâni zile, tot depinde de temperatura de afară. Anumit la turnat sunt lucruri grele, sunt lucruri mai ușoare, care, mă rog, acolo, la unde e mai greu soțul, unde e mai ușor eu. Imaginați-vă pentru câteva momente cum ar arăta fântânile Moldovei cu asemenea colaci decorativi. O frumusețe, nu alta. Meșterii au instalat și în curtea lor un ulcior pentru fântâna de unde beau apă. Da, ne-a făcut chiar ulciorul acesta, l-am pus, l-am montat aici pe loc, din beton. Este foarte comod, scoate apa din el. Așa el arată, e scos din formă. Curat, nu-i prelucrat, nu-i șlefuit, nu-i nimic. Pur după asta, dar noi ansamblăm metalul, îl prelucrăm. Pe lângă figurile spectaculoase în formă de lebădă sau butoi, soții execută și lucrări mai mici, pline de farmec și potrivite pentru amenajarea spațiului exterior. Ideile vin în timp ce lucrăm, ne mai uităm la internet, când ne mai ducem în alte sate, mai vedem ce mai are lumea prin ogrez, pe la porți, mă rog, și încercăm și noi, adică să facem și noi ceva asemănător. Dacă ideea cu ursul ne-a venit cu țava asta, cu șlangul ăsta, a venit tot... A venit un om să-l pun la izvor, fără cu o țavă. De atunci am început cu țavă. În procesul de lucru îți vin și ideile. Decorată cu o serie de obiecte artistice ce se îmbină armonios cu natura, grădina soților te duce cu gândul la un tărâm de poveste. Este broscuța, aici e piscuța mea care... Și puneți fost... flori. Da, aici pun flori. De vară pun flori și ele așa târnă în jos. Asta a fost un copac de cireș. Eu l-am tăiat și am pus bufnița. Asta e un ptic care tot îl vopsim în stil și moldovnesc, și ucrainesc, și îl facem și rus, dacă trebuie. Sunt niște paniere în care punem floricele. Totul e în proces. Încă nu e nimic vopsit, dar așteptăm timpul să încălzească și atunci să le facem să fie frumoasă. Unele corpuri sunt dotate și cu un robinet pentru apă, lucru ce îmbină plăcutul cu utilul. Curge apa, spălăm mâinile. Ursul a lucrat mult, fiindcă ursul e și voluminos, el o licuțică, până se usucă, durează timp. Îi dau un tip de vopsea de grunt, apoi fac toate felurile de îl mai colorez. Pentru ei, toate obiectele sunt speciale, fiindcă au fost construite cu pasiune și dăruire. Printre cele mai solicitate sculpturi în rândul cumpărătorilor ar fi cunoscutele personaje din desenul animat Mașa și Ursul. Asta e Mașa, moldovancă. E ceva mai obișnuită, decât mai deosebită, adică decât Mașa din poveste. Asta e unica și altfel așa n-o să fie. Data viitoare, când o vopsesc, o fac ceva mai cu verde, mai mult, de exemplu, rochie o fac albastră, pestelcuță o fac altă culoare, roșu tot așa pun, o fac chiar și pe dâns albastră, diferit. Rochie verde fac cu buline albe, ursul moldovan, ia ca cu strugurașul, ochișorii, tot îi facem noi. Aici îi lăsăm un crilijel la dorință și ne vrea să pui un vazon. Ori pune câteodată și o cănuță, își pune, dacă curge apa. Leii noștri, noi am făcut singuri forma, adică am procurat un leu de la o întreprindere tot de beton și singuri acasă, deci am copiat-o și am făcut-o. Pe lângă personaje și obiecte, păsările sunt și ele partea compoziției în amenajarea curților și grădinilor. Formă de vulturi. Ceva tot deosebit, adică
am optat la aceea ca să fie vulturile din mărimea lui originală, nu ceva extraordinar, mare, mare, mare. Aici e un butoi, tot e pentru fântână, pentru curțile oamenilor la cine sunt curte mică. Tot așa, să scoate apa, adică e foarte comod. Pe aici iese căldărușa, o scoatem, aici se deschide. Deci așa. Deși i-am vizitat într-o zi mai rece, timpul de afară nu părea să-i deranjeze. Printre interviuri și obiecte prezentate, oamenii erau implicați activ în procesul de lucru. Aici avem un ulșor în lucru, îl vopsim, îl pregătim. Domnul Anatol, ce faceți aici? Disfac pe mașa. Mașa e turnată? Mașa e turnată. Să ia ca... Am să vă arăt cum se disface forma asta de mașă. Iată, tău și... Ce? Maria. Mașa... Mașa din poveste. Mașa cu ursul. Poftim! În atelier vedem o parte din formele obiectelor. Compoziția se toarnă în aceste figuri specifice modelelor pe care le realizează soții. Iar peste câteva ore sau zile, în dependență de obiect și dimensiunile acestuia, creația este numai bună de admirat. Asta e confecționată la noi în Moldova. Asta e făcută aici, pe loc. Așa e, dar mai ucrainească. Cred că diferența sunt, vedeți cum e. Alarmăm și-l turnăm. Forma dinăuntru e de metal. O strângem cu pelicula, ca să nu, că, cum n-ai dat, să nimeresc burcele și îți duce bitonul. Asta e forma dinăuntru, dar asta e forma din afară. Ele iese, că două forme iese. Iată, formă de urs. Ia ca cum ursul arată. Ursul scos, ursul e turnat. La mititele nu e așa greu, la astea mare e greu, dar e mai greu strânsul formii, disfăcutul și strânsul, asta e mai greu, dar turnat nu e așa. Depun suflet și pasiune în orice idee realizată, pentru ca rezultatul să-i bucure nu doar pe ei, ci și pe cei din jur. Dacă asta e formă de urs, ursul mare, care l-ați văzut vopsit, e cu robinet. Poate unit rubinetul la dânsa, stoarnă cu capul în jos, apoi se întoarce și se disface. Aici trebuie de ce să șadă el o săptămână de zile în formă. E că asta e forma de lebădă. Tot iese toarnă, adică cu capul în jos. Se descheie toate bulturielile. O scoatem din formă. Strângem forma înapoi și o șlefuim, o vopsim. Cimentul este un material care poate fi modelat într-o mulțime de feluri. Nu ai nevoie decât de imaginație pentru a transforma un simplu material într-un proiect fantastic.